Bună seara, dragii mei, sunt Tarotella. Tarotella cu o etalare mai specială. Am vrut să fac etalare la alegere cu ceea ce gândește despre voi. Încă, cel puțin astăzi, n-am dispoziție să fac despre ceea ce simte. Dar am simțit nevoia să vă introduc în noul meu asociat sau noua mea asociată. Este o variantă a lui Merlin, o păpușică pe care am găsit-o zile, când? De curând. Eram într-o parcare și în fața mea era un second hand. Eu nu cumpăr de la second hand și vă recomand să nu cumpărați, dar păpușa asta nu m-a putut abține să n-o iau, pentru că arată aproape identic cu Merlinuța mea. Un pisicuță. O să mă asiste periodic. Și ce ziceam eu să fac etalare cu ceea ce gândește? Și până la urmă mi-a zis, mami, fă și tu etalare cu ce este magic din punctul lor de vedere. Că tot avem black, black is magic. Ce este magic din punctul lor de vedere? Magic la voi, evident. Dacă nu vă regăsiți în primul număr, încercați al doilea, nu o să ai în primul număr, în primul număr pe care îl alegeți. Eu tot timpul voi avea zgârieturi, pentru că am pisici, dar și dacă n-aș fi avut pisici, cred că tot aveam, pentru că am așa obiceiul să mă rănesc, să dau cu pumnul exact într-un cui sau eu știu ceva, să mă lovesc, că mi-e lumea mai dragă. Când îmi fac unghiile, în fine. Așadar, ignorați aceste lucruri și haideți să vedem ce este magic în voi din perspectiva lor. A unei persoane, în mod special, sau a oamenilor în general. Aveți trei opțiuni. Numărul 1, acest ametist. Numărul 2, cuarț fumuriu. Ia stai să vedem dacă pun blițul, că poate e bine. Nu se vede că. Era să pice turnul, evenimente neașteptate. Îi uimiți, în primul rând, turnul. Shocking is, yeah. Și eu zic că e granit, dar nu știu, e o piatră ciudată, o vedeți? Uite ce frumos arată lumina. Vă puneți pauză și vă alegeți. Eu urcet la etalare. Așadar, să vedem dacă avem nevoie de bagheta magică. Ar trebui, vedem. Asistenta mea, Merlin, varianta jucărie. Cei care ați ales ametistul, hai să vedem ce este magic în voi din perspectiva lor. În primul și în primul rând, până scot o carte, cred că aveți puterea de a-i vindeca, de a uita de trecut. Opsia, deja a venit o carte. Wow, percepție! Aveți, aș spune, puteri extrasenzoriale? Unii dintre voi, asta e magic și apropo de negru, poate unii dintre voi purtați negru în general. Eu acum sunt în doliu, dar și port negru. Încă nu m-am hotărât până când port negru. Nu e mult obligatoriu să fiți în doliu. Poate sunteți mai, știți voi, emo, rocker sau nu neapărat. Dar bine, vă îmbrăcați așa mai misterios. Aveți un fel de a vă îmbrăca care atrage și respinge în același timp. Imediat. Între lumină și întuneric. Foarte interesant. Foarte interesant. Haideți să vedem cum îi face să se simtă. Ei, nu scăz multe. Numărul 1. Cum îi face să se simtă primul și primul rând? Sau un al doilea, sau un al treilea rând. Nu contează cum îi face să se simtă. Sunt trei, nu. Vreau o singură carte, te rog frumos, o singură carte. Cum îi face să se simtă în preajma voastră? Uneori, nu tot timpul, da.
aveți răbdare până ies și cărțile, da? Altfel spuneți că nu am niște cărțile unii dintre voi. Nu, dar multe cărți. Îi face să simtă multe feluri. Tot vor să vină câteva cărți, dar vreau doar o singură carte. Oho! Până la urmă, tot multe vin. Probabil că îi treceți prin multe stări. Însă, cred că păstrez setul acesta de cărți, nici nu mai deschid. Las doar aici. Cobra, semn de foc. La capătul setului de cărți, licuriciul. În continuare, cum îi face să se simtă? De fapt, nu, pardon. Ce este magic în voi? Din perspectiva lor. Ce este magic în voi? Cu alte cuvinte, cum îi fermecați? În sensul frumos al cuvântului. Ce este magic în voi? Nu prea vrea să spună acest personaj. Îl trec toate stările. Sau poate o fi femeie, nu știu. Am văzut multe cărți oricum. Wow, ce este magic în voi? Cărțile au fost amestecate, dar acum amestecăm pentru numărul 1. Ce este magic în voi? Faitonul. Și este energie feminină, în mod special. Foarte intens, etalarea la numărul 1, 2, deja. Cum îi face să se simtă? De fapt, iar e o chestie, probabil că eu nu am timp. O să fac o etalare doar pentru chestia asta. În această etalare aleg doar o carte, maxim două, ce este la capătul setului de cărți aici. Da? După cum vedeți, cel puțin la numărul 1, problema, chestiunea se pune din perspectiva lor, ce efecte aveți. Dar o să facem altă etalare. Deocamdată, ce este magic din punctul lor de vedere? Ce este magic? Ok. Da, 8 de spade. De bâte confirmă. Da, cred că așa vine, da. Vedeți cărțile? În principiu, da. Da? Am spus că, din punct de vedere fizic, în mod special, aveți ceva misterios. Poate nu vă îmbrăcați musai negru, sau nu mereu. Dar aveți un fel neconvențional de a vă îmbrăca. Poate vă combinați hainele altfel decât restul lumii. Vorbiți mai puțin, adesea, cel puțin în public sau când vă întâlniți cu ei. Nici nu știu dacă ați comunicat foarte mult, dar cred că totuși aveți un fel de a intimida. 21 este lumea. Din punctul lor de vedere, aveți lumea la picioare, aveți potențial maxim, ați împlinit foarte multe, urmează să împliniți foarte multe în continuare. Ochii voștri ascund multe lucruri. Mască peste ochi. Ochii voștri atrag, probabil că îi atrag. Apropo de magie, tocmai pentru că ascund foarte multe. Posibil uneori aveți o sobrietate care atrage. Bijuterii mai speciale care atrag și un fel de a vorbi.
Seamănă cu un as de spade care exprimă, până și prin tăcere, exprimă foarte multe. Până și prin tăcere exprimă multe. Eventual, când exprimă, cât de puțin, rămân niște întrebări în urmă la care acest personaj se gândește. Interesant că la capătul setului de cărți apare o energie total opusă, plină, aici este o energie nocturnă, aici este diurnă. Există un contrast în voi pe care acest personaj îl sesizează și de care este atras. Atras inclusiv sexual. Cobra este clar simbol falic, este semn de foc și nu mă refer că ar fi semn de foc, avem foc și aer ca și energia acestui personaj, dar în primul și în primul rând este atras sexual. Cobra reprezintă un cavaler oarecum și ar dori să comunice, dar în mod special despre ceea ce îl atrage sau o atrage la voi. Cobra este stăpânită. Chiar dacă acest personaj nu a vorbit cu voi, așteptați-vă oricând să comunice, pentru că îi inspirați. În primul și în primul rând, inspirați să iasă dintr-un întuneric și să transmită lumină. Aici este ceea ce simt ei în preajma voastră. Nu mai zic de sexualitate, iar se repetă din mai multe perspective. Dar cum vă văd și de ce se simte atrași? Că aveți și această latură optimistă, glamuroasă, pe care uneori o arătați, alteori nu. Dar în mod special, aș spune că umbrele voastre îi atrag mai mult decât lumina. Lumina, cred că mai degrabă, îi intimidează. Nu că nu i-ar atrage, dar există acea latura lor, toxică, diavolul, care în preajma laturii voastre luminoase, posibil că se intimidează, se ascunde ca să nu se vadă niște tendințe. Însă, ce mai simt? Aveți ceva, acest mister, aceste opoziții, întuneric, lumină. Cu alte cuvinte, sunteți în echilibru, yin și yang. 8 de bâte comunică, inspirațional, optimist. Aici este un as de spade care e reținut. Cu alte cuvinte, uneori sunteți vorbăreți, vorbărețe, alteori sunteți tăcuți, sobri, gânditori, meditativi și asta atrage. Sunteți într-un anume tip de echilibru. Și îi ajutați, aș spune, să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Acești oameni au fost blocați cu spânzuratul și cu diavolul, au fost blocați într-un fel, într-un stil de viață toxic. Nu explorez, nu caut acum să dezvolt problema asta. Ideea este că îi faceți să vedeți lucrurile, să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și asta este foarte important. Este un mister, cum tocmai voi, nu știu cât de bine vă cunoașteți. Poate ați vorbit mult, poate vă cunoașteți bine, poate ați vorbi puțin, poate niciodată. Dar felul în care sunteți aș spune că îi ajută să se transforme. La capătul setului de cărți, acestui set, interesant, apare doi de bâte și regele de spade. Iar o spadă cu vârful în jos. Îi ajutați să gândească, să aleagă, să iasă din turn, din blocajul acesta în care ei au fost. Cum? Într-un mod misterios, magic. Prin magia voastră, prin felul vostru de a fi. Eventual, interesant, cum arată cărțile, cred că vă observă, vă studiază de la distanță, parcă ar fi undeva într-un tur și se uită jos la voi sau în depărtare la voi. Nici regele de spade nu... nu pare prea activ. Se uită, studiază, analizează, vă studiază pendelete.
Și observă multe lucruri pe care voi poate nici nu le observați, nu le știți la voi sau despre voi. Ce este magic la voi? Aveți această atracție. Deci sunteți între tentați, sunteți o tentație. Uneori în sens pozitiv, alteori în sens negativ. Diavolul e o energie obsedantă. Le creați o obsesie, mai ales sexuală. Dar nu doar sexuală, și dorința de a se obsedantă, de a se depăși, de a ieși din elementele toxice sau situațiile toxice în care trăiesc. Și de a explora, de a-și explora și de a vă explora această latură mai obscură a voastră. Poate că unii dintre voi faceți tarot, astrologie, practicați anumite chestiuni sau măcar dați impresia. Dar eu cred că mulți dintre voi, că doar ascultați și aceste talare de tarot, știți unele, altele, nu știu cât de mult, dar știți. Și ceva din cunoștințele voastre, din percepțiile voastre, răzbat în afară. Ce atrage la voi? Așa, într-un mod misterios, ce este magic la voi? Felul în care voi vă depășiți situațiile, faetonul. Și spun felul în care vă depășiți situațiile, pentru că acest faeton este susținut, sau această idee este susținută de acest grup de cărți. 5 de monede, Roata Norocului și Regina de Monede. Dacă ați avut probleme financiare, e într-un mod misterios, Roata Norocului, cum se schimbă situația, cum schimba situația, energia, norocul, vă atrageți norocul de la întuneric la lumină și mergeți către stabilitate. Dacă înainte nu vă apreciați, acum vă apreciați. Cu alte cuvinte, aveți capacitatea de a lăsa în urmă lucrurile care v-au ținut și pe voi pe loc. Mai zic, inspirați și pe ei. Eu asta simt. La capătul setului de cărți este Victor, interesant, Victorie și Asul de Bâte și îndrăgostiții. Îi inspirați să se echilibreze și ei, să meargă către victoriile lor, dar iar victoriile voastre, felul în care ieșiți în public, faptul că lumea se uită la voi, vă apreciază, ideile cu care veniți, unele idei, de unele idei chiar se îndrăgostește acest personaj. Pentru că sunt wow, magice, sunt spectaculoase. Da, și-am zis, îi inspirați, interesant cum fie cărțile și confirmă, îi inspirați să meargă mai departe și pe ei 8 de bâte către regele de monede. Și aici apare regina de monede. Oarecum undeva în visurile lor, ale obsedante, există niște visuri obsedante în care ei sunt alături de voi. Stabil, figuri stabile, loiale. Acum, că rămâne doar un vis, e altă problemă. Dar ce este magic? Poate chiar aceste vise sau visuri, că tocmai pe voi vă visează alături, să aveți o relație, un parteneriat, neapărat relație, un parteneriat stabil. Parteneriat înseamnă mai mult decât relație de amor, da? Ce este magic în voi? Iar felul în care vă îmbrăcați, cu faetonul, felul în care depășiți, am zis, situațiile, le schimbați în favoarea voastră, felul în care treceți, iar e o chestiune, treceți prin situații, prin nori, prin întuneric, cu încredere. Vă echipați, aveți ochelari, aveți, nu știu, umbrelă, mânuși, tot ce trebuie. Și interesant, și protecția. Asta este... Asta clar este protecția. Aveți o protecție pe care unii oameni o simt, inclusiv acest personaj o simte. Aveți o protecție. Nu știu dacă voi o conștientizați, poate unii da, poate alții ar trebui să mai investigați acest subiect. Dar aveți o protecție. Acum sunteți jos, acum sunteți sus. Poate că tot timpul se schimbă acest ciclu. Ba sunteți sus, ba sunteți jos, ba sunteți sus. Dar treceți tot timpul cu bine, cu... Și cineva, mi-aduc aminte de o colegă tarolog, nu sunt mult să ai de acord cu lucrurile astea, dar cineva spunea că
Uneori și forțele întunericului ajută anumite persoane. De ce? Din respect. Sau pentru că știu că sunteți protejați de forțele pozitive și nu-și permit să vă atace mai mult decât este cazul. Acum vin mesaje în plus, pentru că vorbim de magie, vorbim de lucruri care se simt și nu se pot exprima exact, se simt. Cobra. Interesant, cobra. Cum se simte în fața voastră? Percepția. Deci simt că privirea voastră. Iar mă uit la această carte, la percepție. Chiar și când tăceți, privirea voastră spune multe și acest personaj este, parcă se ridică. Și ar dansa după ceea ce spuneți voi. Am senzația că ar face orice orice bine, dacă și-ar depăși fricile. Fricile, că diavolul poate să însemne și frici, tendința de a stagna, de a fi exagerat de pasiv, de a studia și de a nu acționa, că nu știu cum să facă, vă urmăresc, dar nu știu. Se gândesc cum să inițieze. E interesant, apare împăratul. Vor să inițieze. Această energie stabilă față de voi. O spun așa, energie stabilă. Să vă protejeze, să fie și ei oarecum, cât mai aproape de intensitatea energiei pe care voi o emanați din perspectiva lor. Și ce mai este magic din punctul lor de vedere, pentru că văd din primul set de cărți înaripate doi îngeri. Un înger al întunericului și un înger al luminii. Aș spune că simt că veniți dintr-o altă dimensiune, comunicați cu alte dimensiuni. Și chiar pentru oameni care nu au atâta cultură, educație în acest sens, există un radar. Îi fac să înțeleagă că aveți altceva, veniți din altă dimensiune, din altă comunicare. Direcția voastră este alta decât restul lumii. Cât am vorbit, nu vreau să mă lungesc mai mult decât e cazul. Ce este magic la voi? Cu diavolul și spânzuratul. Se simt legați de voi într-un mod, repet, obsedant și magic și misterios. Și 12, iar e casa aceea necunoscutului, a visurilor. În secret își doresc să facă sex, dragoste, să vă lege sexual. Și nu știu dacă acest lucru îl dorește cu oricine, dar în mod special cu voi. Și poate aici este iar partea de magie, cum reușiți. E o legătură invizibilă. Pe de altă parte, repet, îi faceți să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, să-și vadă inclusiv această obsesie și să-și dorească să o depășească, pentru că pe voi vă văd dintr-o altă perspectivă, nu a submisiv, a subordonatului, ci al conducătorului. Faetonul. Iar probabil că anumite reușite ale voastre sunt pline de mister. Cum reușiți să faceți? Că aveți două cărți care vorbesc despre reușită, despre victorie și roata norocului care duce către regina de monede, către stabilitate profesională financiară. Iar este un mister. Cum ați reușit anumite lucruri? Cum ați reușit, poate v-ați schimba joburile? Și ați ajuns dintr-un simplu salariat, apropo de subordonat, să fiți nu musa în poziție de conducere, ci să vă faceți afacerea voastră. Cum ați reușit? Care-i formula?
Formula variază în funcție de ecuație. Așadar, cum ați reușit? Cum reușiți? Ce? Ce vă protejează? Ce vă dă aripi și prin întuneric și prin lumină? Cum reușiți să zburați prin toate stările astea și experiențele prin care treceți? Contradictorii. Și pentru voi și pentru alții și mai ales pentru acest personaj. Dar, vedeți, lumina voastră, lumină și întuneric, o percep și ei și încep și ei să pulseze, oarecum, concomitent cu voi, sau încearcă într-un mod timid, subtil, mai ales noaptea. Deci noaptea, prin vise, există, nu știu, visuri sau lucid dreams, da? Visuri lucide, vise lucide, pe care probabil le practicați conștient sau inconștient. Dar noaptea acest personaj încearcă să comunice, codificat, să vă comunice. Interesant, acum simt un SOS. Apropo de melodia pe care am atașat-o de curând. Un SOS simt. Iar asta înseamnă că revin la ce am spus mai devreme. Îi inspirați să iasă într-un mod misterios, magic. Aveți această putere magică de a-i scoate din karmă. Prezența voastră, repet, îi îndeamnă, pentru că și voi ați trecut prin niște situații asemănătoare, îi îndeamnă să-și caute misiunea. Faetonul merge către stea. Voi mergeți clar către stea. Acum faetonul înseamnă și mașină. Poate. Are legătură cu mașina voastră, cu felul în care conduceți, cum? În fine, dar ține mai degrabă de drumul vostru în viață. Cum îi faceți? Da, ar vrea să comunice, ar vrea, cum îi face să se simtă, da, se simtă atrași, se simtă excitați, bine, e o chestie sexuală, clar, dar care ar fi cuvântul? Instigați să comunice cu voi, să vă transmită ceva. Că își doresc să iasă din întunericul în care sunt. Pentru că voi, chiar dacă sunteți întuneric, aveți această latură luminoasă. Eu o simt. O simt și alții. Uneori am impresia că încercați să fiți mai întunecoși, mai misterioși, tocmai ca nu oricine să acceseze această latură, pentru că știți că sunt vampiri energetici, da? Să protejați această latură. Și am senzația că personajul acesta, care totuși vă studiază, regele de spade, înțelege că vă urmărește. Se uită la voi. Înțelege. Ar vrea să comunice, iar este dorința de a comunica. Mai, cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și să ne auzim cu bine la următoarele etalări. Sper să nu uit să fac și ce am zis mai devreme, cum se simt ei în preajma voastră, că tot am repetat, dar nu știu, poate are legătură doar cu acest personaj, sau de că ar fi bine să explorez subiectul și pentru alte persoane. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, încă o dată, tot bine din lume. Hai să vorbim despre numărul 2, cei care ați ales acest număr, Quartz Fumuriu. În primul și în primul rând, până scot cărțile și până le amestec. Ce este magic la voi? Cred că aveți mai multe fațete. Și ce mai simt? Simt că în multe dintre ele, ei se regăsesc. În multe dintre ele, ei se regăsesc.
multe feluri în care voi vă voi apăreți în public sau poate nu doar în public, și într-un mediu mai retras sau în anumite, să zic, cercuri. În anumite cercuri vă purtați într-un fel, în anumite cercuri într-un fel, uneori poate... Da, ideea este că în fiecare latură ei se observă și se regăsesc. Și văd și dincolo. Interesant, ia ce aici, ce aici. Regele de aer și alegerile. Interesant, cum vă văd. Ce găsesc magic în voi. Ce este magic în voi? Interesant. Hai mai întâi să scot cărțile, ca apoi să vorbesc. Că mie mi se par de fiecare dată toate interesante. Nu știu, așa sunt eu mai entuziastă. Planetele astea ale mele mă fac mai entuziastă. Și poate că uneori e bine. Cum se simt în preajma voastră? Am zis că am măcar o carte despre cum se simt. Ce este magic la voi? Cum se simt în preajma voastră? Nu sunt multe. Te rog, maxim o carte. Și acest personaj se simte în multe feluri, dar hai să alegem totuși energie. Hai, cum se simte în preajma voastră acest personaj? Cât pe ce? Dați-mi voi să amestec. Cum se simte în preajma? Ok. Fericit, super, happy, happy! Cine cânta happy? Happy, happy, happy. Author. Drăguț, ce drăguț e. La capătul setului de cărți, ia uite, tigru și vulturul. Un soi de marea preoteasă și tot regele de aer. Am zis că se regăsesc, pentru mine, vedeți că e un capa, e un rege de aer. E ultima carte din seria cărților cu semnul alchimic al aerului. Și aici, pentru mine, chiar dacă e semn de foc, ține de intuiție, de marea preoteasă. Un rege de aer se regăsesc, cum se simt? Se regăsesc în voi. Își regăsesc puterile intuitive, spirituale, în voi, mentale. Dar, în general, că am zis că fațetele voastre îi oglindesc și pe ei. Și ajută să se cunoască, interesant cum vine mesajul. Dar, în general, să simți fericiți, măi. Și parcă pregătiți așa, se ridică să vă urmărească. De la distanță, poate chiar printr-un binoclu. Interesant, cercul ăsta mă duce cu gândul și la lume. Poate distanță, dar chiar și de la distanță există această senzație de fericire, de bucurie, că vă văd, că vă simt. Sau ce este magic în voi, din perspectiva lor? Hai să amestecăm cărțile. Ce este magic în voi, din perspectiva lor? Alte cuvinte, ce e farmec? Farmecă, da. Ce este fermecător? Ce este magic în voi, din perspectiva lor? Ce este magic în voi, din perspectiva lor? Patru de bâte. Interesant. Ce este magic în voi, din perspectiva lor? Curățăm cărțile. Ce este magic în voi, din perspectiva lor? În primul și în primul rând. Adică nu, ia, hai, să tac până nu aleg, până aleg toate cărțile. Ce este magic în voi, din perspectiva lor? Șase de cupe și reapare și șase de cupe. Clar.
în cărțile. Ce este magic în voi. Ce este magic în voi din perspectiva lor. Vreau să spun că acești oameni se simt răniți de ceva spus de voi și totuși, am văzut 3 de spade, și totuși răniți că poate nu s-a înțeles, ori se simt neînțeleși, ori voi nu, nu știu, ceva, e o neînțelegere în felul în care s-a grăit ceva. Însă, rămâne această legătură între voi. Și aici este magic, misterios. Cum, deși... ce frumos! Deși s-au simțit răniți, tot se simt legați de voi. Tot există un grad de fericire, de entuziasm, de euforie. Wow, împărăteasă! Deci, ce este magic în voi? Vedeți? În primul și în primul rând, îi aduceți la punctul zero. În orice situație ar fi, îi aduceți la punctul zero al tuturor posibilităților. Cu alte cuvinte, îi pune să aleagă, aveți și îndrăgostiții. Apare și turnul, într-un mod neașteptat. Apare și 10 de spade, care înseamnă încheiere de ciclu. Îi aduceți într-un punct, zero, în care poți să renunțe la tot și să o ia de la zero. Eventual cu voi. Asta e ideea, da? Și nu doar să o ia de la zero, așa, hai să mergem și noi de la 0 până la 1, 2, 3. Nu, să meargă până la capăt pe acel drum. Îi pune să alege, să aleagă. Ce este magic în voi? Iar există o latură duală, întunecoasă și pasională pe care o simt tentant, o simt. Și o altă latură, poate glacială, poate rațională, poate. Dar acea latură ascunsă, nu musa întunecoasă, ascunsă, nocturnă, tentantă, plină de pasiune pe care eu o simt dinspre voi, aș spune că îi atrage mai mult pentru că îi face mai emoționali. Eventual și voi, poate că atunci când lăsați această rațiune și vă lăsați nu învinși, și în voia tendințelor astea umane, a umbrelor noastre, pe care toți le avem, atunci deveniți mai emoționali, mai conectați la suflet, inclusiv la sufletul lor. Ce este magic la voi? Iar apare elementul tentație și cu mărul și cu șarpele. Apare elementul tentație versus o recunoaștere sufletească, emoțională. Ce este magic la voi? Capacitatea voastră mentală. Înțelepciunea, rațiunea, iar am vorbit de rațiune, dar aici dintr-o altă perspectivă. Felul în care priviți, felul în care grăiți. Posibil că unii dintre voi, acesta este regele de aer, sunteți persoane mature sau, dacă nu sunteți, aveți un grad de maturitate care este șocant. Este de neînțeles cum puteți să fiți atât de mature. De înțelepți, de principial, de corecți. Regele de aer, vibrație înaltă, cea mai înaltă, da? Varianta sa superioară. Intuiție. Intuiți lucrurile, grăiți elegant, în adevăr,
Și asta... Li se pare lor foarte atractiv în sensul de... Da, felul în care vorbiți. Lucrurile pe care le știți, cunoștințele voastre, inteligența voastră, li se pare, face parte din elementele magice care contribuie la această stare de euforie. Pentru că ei, cum se simt în preajma voastră? Happy! Happy, emoțional. Se conectează. Vă conectați emoțional. Că vă dați seama că nu vă dați seama și am zis că se regăsesc în voi. Te vrea să iasă în evidență? Golden Egg. E un potențial pe care și-l doresc să-l exploreze cu voi. Dar... Da, aveți mai multe fațete, ca și ei. Uneori timizi, alteori raționali, alteori intuitivi, alteori pasionali. Nu știu cât este de spiritual acest personaj, dar într-un anumit mediu ar putea fi. Probabil că aici este magia și ciudățenia situației. Cum încep ei să simtă, să caute anumite chestiuni care țin de spiritualitate după această conexiune cu voi. Iar, într-un mod magic, posibil că și voi vă vindecați de multe dezamăgiri. Și asta atrage și contrariază. Cum puteți să vă vindecați așa de repede? Cum puteți să luați de la zero? 10 de spade și 0. Cum puteți să o luați de la 0 după atâta suferință sau după atâta trădare? Pentru unii sau unele, doamne, poate că, doamne sau domn, poate că unii sunteți cu părul alb, blond, platinat, gri, gri spre violet, bleu, culori în acestea. Care cuvântul? Erau personajele alea din Stăpânul Inelelor, parcă. Cu părul lung. În fine, aveți așa, uneori, o imagine mai, sau... Da, a zis un fel de a fi mai glacial, dar care atrage. Elfi. Elf. Aveți ceva de elf. Mare, mic, nu contează, bărbat, femeie, aveți ceva de elf în voi. Ce este magic în voi? În primul rând, stabilitate. 4 de băte. Voi sunteți stabili în voi. Cel puțin așa vă simt ei. Cu regele de aer aveți o putere mentală. Și, repet, nu doar mentală, și spirituală, și... energetică, pasională. Stabilitatea în voi. Nu în altceva. Deci este casa în sufletul vostru. Este 4 de băte. Probabil, cu 6 de cupe, unii dintre ei au avut o senzație de deja vu că sunteți suflete pereche, că sunteți flăcări gemene sau poate s-au interesat despre flăcări gemene, repet, ca subiect spiritual, după ce v-au întâlnit. Pentru că n-au înțeles conexiunea, cum de vă înțeleg așa de bine, vă simt atât de bine, să recunosc, apropo de fațete. 6 de cupe, e sentimentul de deja vu, te-am mai întâlnit undeva cândva. Noi undeva într-o altă viață am mai trăit împreună, te știu, știu ce-ți place, știu ce nu-ți place și totuși, în fine, probabil că acel 3 de spade s-a greșit la un moment dat, pentru că nu s-a ascultat intuiția. Dar... ce este magic, îi faceți să se dăruiască într-un fel sau altul în preajma voastră. Acum nu știu dacă o și fac, că pot să fugă de aceste stări, dar în preajma voastră își doresc să vă dăruiască din prea plinul inimilor. Ce înseamnă?
Este magic în jurul meu. Da. Am zis să-i face să aleagă, să fie generoși cu voi. Ar fi, nu știu cu alții, dar cu voi ar fi generoși. Ce este magic, cum depăși sărăcia și într-un mod neașteptat să începeți un nou proiect. Am mai spus lucrurile astea, le spun și dintr-o altă perspectivă. Și dacă la un moment dat a fost tăcere, v-au părăsit, v-au abandonat pentru că intensitatea este mare, euforia a fost mare, misterul este mare, iar ce este ciudat și magic este că încep să se trezească și își doresc undeva în sinea lor să reînceapă, să vă împăcați. Rămâne de văzut dacă se va și întâmpla, dar sunt stări prin care acest personaj trece. Ce este magic în voi? Pare 7 de bâte și regina de cupe. Am zis, îi faceți să se conecteze la sufletul lor. Nu, întâmplător a apărut nutria, da? 10 de cupe. Se simte euforii, se simt super veseli, super fericiți și se conectează și îți dau seama că ce se întâmplă. Eventual își doresc, repet, nu știu dacă au arătat, dar își doresc să vă protejeze. Această aripă parcă ar fi protectoare. Ce este magic în voi? Cum? Iar dincolo de granițele pe care le aveți și voi, aici sunt niște granițe. Voi aveți granițele voastre și voi vă protejați sufletul vostru, dar ei văd dincolo. Adică ei văd dincolo. Aveți eventual uneori un aspect cu regele de aer, repet, glacial sau sobru sau serios sau cum vreți să mai spuneți, mental, nu contează că sunteți femei, bărbați, da, clasic eventual și totuși îi văd dincolo de acest aspect, care este frumos, care este misterios, care este admirabil, dar îi văd dincolo. De această și împlinire mentală și poziție și putere mentală, văd că ați trecut prin puncte zero, multe puncte zero, multe, multe alegeri înțelepte. Că uite, aici apare îndrăgostiții și marele preot. Alegerile pe care le-ați făcut v-au dus către o poziție de înțelepciune, de autoritate și este un mister, este ceva magic. În felul în care cum voi ați putut să alegeți, în condițiile în care poate alții ar fi ales greșit. Da? Am spus că aveți și voi niște granițe, vă protejați sufletul, vă protejați energia, pasiunea, chiar energia sexuală, dar ei văd dincolo. Acești 7 de bâte, pentru că și ei au aceleași granițe. Nu știu, există cu 6 de cupe, parcă ați fi suflete perechi și cu 4 de bâte. Și ei simt chestia asta, repet, este magic. Cum am putut să simt acest lucru în preajma acestui personaj pe care probabil că nu l-am văzut niciodată, dar simt că, repet, revăd, mă oglindesc în el, în ea. Și poate sunteți simpli, poate sunteți sau mai puțin bogați, poate alții sunteți bogați și totuși se vede. Cel puțin acest personaj vede dincolo. Din acest motiv și simte atâta fericire și pasiune și... Da. Exact. Sunt granițe personale, ia uite, scoică. Și ei sunt la fel. Uneori timizi, uneori reținuți și totuși pot să manifest aceeași forță mentală și energetică și emoțională pe care o manifestați și voi uneori, eventual, sau chiar dacă ne-ați manifestat-o, o intuiesc, o simt, o văd, o anticipează cu regele de aer. Ce este magic în voi? Că în preajma voastră ei a renunțat. A renunțat. A zis,
În loc să-și acopere sufletul, v-ar proteja. În loc să pună granițe personale, ar da la o parte granițele personale ca să începe să inițiați un nou proiect, o nouă pasiune, ceva, ceva ce arde în ei, în voi, în capătul setului de cați apare împărăteasa. Iar cum creșteți, cum manifestați abundență dincolo de problemele financiare, mentale prin care ați fost, și cum reușiți să fiți atât de unii, chiar știu că sună ciudat și poate nu o să credeți. Împărăteasa reprezintă frumusețe, iar o chestie de aură. Aveți o frumusețe și mentală și emoțională și fizică, care trece dincolo de toate experiențele 0 și 10, extreme, prin care ați trecut. Ați pierdut, ați regăsit, ați renăscut. Cum ați reușit? Cum reușiți? Să creșteți în continuare, să vă păstrați frumusețea și nu doar să vă păstrați frumusețea, ci să adăugați, să vă ridicați în vibrație astăzi. În condițiile în care, apropo de suferințe, e un 10 de spade, știm că 10 de spade suferă. Lasă în urmă un trecut, dar ia uitați ce culori frumoase, divine. În loc să fie întunecoase, sângerii, sunt culori angelice. Cum reușiți, din toată suferința, apropo de vindecare, să vă păstrați această energie pe care eu o simt. Eu o simt. Și dacă nu vă regăsiți, căutați alt număr, dar eu asta simt să vă transmit. Ce este magic în voi. Mă-i faceți. Apropo de... Ah, scuze. Scuze. Cum îi faceți? Eventual să se copilărească. Să se conecteze la inimă, am mai zis, o văd acum și din perspectiva verdelui. Să se conecteze la sufletul lor. Să-și simtă sufletul. Că probabil au avut și ei granițe. Granițe, scuturi și totuși în preajma voastră ceva este. Ce este magic în voi. Unii dintre voi poate vorbiți într-un mod codificat chestiuni. Deci parcă ar fi un limbaj codificat. Poate că există și telepatie, posibil, interesant, dar poate că știți o limbă mai ciudată sau vorbiți într-un mod codificat. Și asta pentru că știți niște lucruri și când știi niște lucruri, nu le poți transmite oricum, oricui, oricând. Inclusiv etalările de tarot. Dacă vi se par codificate, sunt pentru că trebuie să fie. În fine. Din perspectiva mea, acum alții să creadă ce or vrea. Ce este magic în voi? Da. Aura voastră, aș spune. Aura, stabilitatea și iar dorința de a... Eu dorința de a... De a fi stabil alături de voi, de a se bucura de o relație stabilă împreună cu voi. Pentru că simt că au mai trăit undeva cândva această relație sau altă relație, dar, eu știu, vor și în această viață. Patru de pute. Un sentiment de bucurie. Poate că sunteți oameni simpli. Mă, totuși aici o femeie îmbrăcată simplu. Aici un bărbat îmbrăcat mai bine, care oferă repede din prea plinul inimii sale. Aici este magia, ciudățenia, să zicem, dar tocmai din cauza că ați mai trăit undeva cândva împreună. Cred că tot la acest lucru se ajunge de fiecare dată când se întreabă acest personaj, ce este acestui personaj. De ce simt aceste lucruri? Ce este magic, fermecător? Ce mi se pare misterios? Cam vise, cam o nostalgie, cam un dor. Contează că ne-am rănit, că am suferit, că am fost spus la intersecție de drumuri la un moment dat, de viață, de... Eu știu de ce ne-am spus. Dar îmi este dor în continuare cu 6 de cupe. Aici este ciudățenia. De ce mi-e dor? Chiar dacă ne-am separat, că văd un turn. Chiar dacă mi-a întors spatele și eu am rămas, să zic, plângând, să iau de la zero. De ce mi-este
dor? De ce mi-este dor cu 6 de cupe? Interesant. Văd că se repetă întrebarea. De ce mi-este dor? Pentru că iubesc. Aceste. Cum am ajuns să iubesc? Regina de cupe iubește, da? Cum am ajuns să iubesc? Nu doar că să fiu fericit, că fericire poate să fie o euforie trecătoare, da? Cum am ajuns să iubesc? Și nu doar atât. Să-mi doresc să, cu 7 de bâte, să mă lupt pentru, nu știu când, cum, dar e o dorință. Rămâne de văzut când se va împlini. Să mă lupt, să dau blocajele la o parte și să inițiez. La un moment dat, cândva, se va iniția o nouă etapă între voi. Pentru că e un dor mare de stabilitate. Cam asta simt. Și repet, pentru că vă văd foarte frumoși, frumoase, ca și aură. Ia uite. Și atractiv sexual, clar. Ce este magic în voi? Interesant. Felul în care voi vă bucurați de viață și vă păstrați stabilitatea și vă creați stabilitatea. Vă creați stabilitatea. De la sărăcie treceți la un alt proiect plus într-un mod neașteptat. Uite, vă transformați viața într-un mod radical și eventual i-a ajutat și pe ei să se transforme. Dar aș spune, deci cu Marele Preot și moartea, sunteți într-un anume fel, cel puțin așa ei vă văd, sau îi inspirați, nu știu, sunteți un fel ghid. Chiar dacă nu practicați, eu știu ce, ghid transformațional. Știți că sunt mai multe categorii de ghizi. Inspirațional, transformațional. Ia uite, roata norocului. I-a ajutat să schimbe energia. Sunteți, știți, în timp ce vorbesc acum și mă pregătesc de încheiere, roata norocului, ca ultim mesaj, sunteți un soi de norocul lor. Norocul lor în viață. Îi întoarceți dintr-un drum. Un anumit scop. Eventual să-și regăsească destinul, să-și recreeze destinul. Cam am văzut regina de spade, regele și regina de spade, ia uite. Da, să aleagă să fie cu voi. Cam atât, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne vedem, ne auzim la următoarele etalări. Până atunci, vă pup, da, numai bine, ciao, ciao. Okidoki. Cei care ați ales numărul 3, această piatră foarte interesantă. Eu zic că e de granit, dar nu mă pricep la pietre chiar așa, nu sunt specialistă în toate. Însă, până una alta, până amestec eu cărțile, ce simt? Un sentiment de stabilitate, de greutate și... Aș spune, este o capacitate de adaptabilitate. Vă camuflați. Vă camuflați, cu alte cuvinte, vă adaptați bine în orice mediu. Deci, da, vă adaptați bine în orice mediu și totuși, din perspectiva lor, alții nu pot să vadă dincolo de această imagine pe care o puneți în față, în funcție de mediu. Nu ca să-i falși? Aveți o aură grea. Aveți greutate. Nu mă refer la kilograme. Pardon. Că sunt la început de cură de slăbire. Dar nu. Nu e vorba de greutate. E vorba de aură intensă, grea. Sunteți greu de penetrat din punctul lor de vedere. Uneori, cel puțin, rămâne de văzut. Hai să mai vedem ce alte cărți apar. Cărța în cărți. Numărul 3. Ce este? Îi faceți să se lupte pentru voi. Am văzut o carte. Îi face să se lupte. Asta e. Am văzut 5 de bâte. Îi face să se lupte cu concurența. Nu sunt multe. Hă? Scribul.
Regele de cupe. Ce este magic în voi? Da, și 10 de aia. Mă gândeam dacă o să o pun sau să nu pun. Că a fost într-o formă și la numărul 2. Dar o pun. Chiar dacă sunt mai multe cărți, asta e. Vorbesc în funcție de cum apar și cărțile. Ce este magic în voi? Ce simt în preajma voastră? Uneori. Măcar să la început. Wow. Ce simt în preajma voastră, regina de monede? Oh. Și regele de cupe! Ai. Unde să pun eu cartea asta? Așa. Curăs cărțile. Probabil că vor să vă cumpere ceva. Încep să descopere dragostea și dorința de stabilitate. Aici e magic. Cum? Încep să iubesc și să-mi doresc stabilitate. Și asta este confirmată și de regina de monede. Dacă sunteți, doamne, acești bărbați, vă văd ca și idealul de soție, femeie. Și ar dori să aibă o soție ca voi. Dacă sunteți femeie, acest bărbat și ar dori să aibă o soție ca voi. Ce este? Și probabil că ați avut de-a face cu... Nu știu cu ce fel de bărbați, cu ce fel de oameni, dar acest... aici este ciudat. Cum încep eu să mă gândesc la această femeie de ca și când ar fi fost frumos, aș vrea să fie soția mea. Regina de monede. Ce este magic în voi? Așa îi simți... Cu alte cuvinte, îi face să se simtă stabil și doritor să creeze o lume cu voi, un proiect, o afacere, să creeze cu voi sau să creeze pentru voi. Vai de mine, vai de mine. Nici nu știu unde să pun cărțile, cum să le pun. Unde să le pun? Aici sunt trei cărțile, las tot așa, trei. 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 Vedeți? Spânzuratul, soarele și regina de bute. Vai, dar ce stai. Și cum se simt? Ha, 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 ha. Gata, am înțeles. Am înțeles cum se simt. Hai să punem aici cum se simt. La capătul setului de cărți. Atraș sexual, cavalerul de bute. Fai! Preîmpărăteasa și împărăteasa. În continuare, curăț cărțile. Cred că e vorba, aici cred că sunteți doamne întrebați, foarte multe doamne întrebați de niște domni. Dar, în fine... Ce este magic? Ce este ciudat? Patru de cupe? Uai. Uau. Curăț cărțile. Regina de cupe de bute de două ori. De cupe. Imediat, scuzați-mă că fac așa, da. Ce este magic? Voi sper să mă țină bateria și spațiu. Ce este magic la voi? Din perspectiva lor. Adică ce-i farmecă așa de... Din perspectiva lor. Și poate nici nu v-au spus. Și rămâne de văzut dacă vă vor spune vreodată. Uai, de mine. Deci nu vine să cred.
Haideți că fac acum ca... Ia, împărăteasa trei de bâte soarele la capătul diavolului. Ia regina de bute. Wow! Sunt multe de spus la acest număr. Nu știu cât o să vorbesc. În fine. În primul și în primul rând. Ce este magic la voi? Aici apare scribul, dar scribul înseamnă și valet. Valetul de spade. Cu alte cuvinte, felul în care comunicați, mesajele pe care le-ați spus cândva, le-ați spus ceva. Le-ați spus ceva din suflet. Și am senzația că ce le-ați spus le-a atins sufletul. Și aici este magia. Cum ați putut să știți, cum ați putut să grăiți în așa fel, vă și o albinuță, încât să alchimiza, să transformați nu doar situația dintre voi, cât și pe ei. Nu știu în cât timp se vor transforma, dar oamenii ăștia... Am zis, am văzut cinci de bâte, sunt dispuși să se lupte pentru voi. În primul și în primul rând, ca să mă concentrez doar pe aspectele magice din voi, din perspectiva lor. Haideți să vedem totuși, sau să vă zic, cum se simt în preajma voastră, regina de bâte. De monede. Tot am zis de bâte că apare. Aici sunteți voi regina de bâte. Regina de monede. Regina de monede e o persoană stabilă, care are afacerea sa, care se apreciază. Cum se simt în preajma voastră? Simt că le crește stima față de ei. Simt că au respect față de ei. În preajma... Deci, felul în care vorbiți, aveți o putere. În felul în care comunicați, cum comunicați și cum vă conectați la sufletul lor, pentru că îi faceți, apare soarele de două ori, regina de bâte de vreo trei ori, împărăteasa, oamenii ăștia s-au îndrăgostit. Și regele de cupe aici confirmă. Cum se simt? Încă n-au arătat, dar se simt, și-au atins, urmează să-și atingă, ia uite, se transformă. Văd fluturile, vedeți și voi? Se transformă. Ating cele mai profunde stări emoționale lângă voi. Și asta este magic, asta e cum pot să simt atât de profund regele de cupe de două ori. Dar regele de cupe sunteți și voi, nu doar ei. Poate aveți planete în semnul scorpionului, în semnul leului, văd, există asemănări, dar trecând peste asta. Se simt în primul rând prinși într-o capcană. Aici este păianjenul. Voi ați creat o țesătură în care ei au intrat, prinși ca într-o capcană în aura voastră, în lucrul vostru, în produsele pe care le faceți, în, eu știu, în energia voastră, produse că poate și voi sunteți independenți, independente financiar, aveți vreo afacere și nu știu ce vă atrage, dar trecând peste asta, în primul rând sunt captivi, se simt, cine e?